Polițiștii romașcani au reușit să prindă în flagrant doi hoți specializați în furturile din locuințe, care aveau asupra lor bunurile furate. Aceștia au fost reținuți și prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Roman. În noaptea de 29 spre 30 martie 2016, polițiștii romașcani aflați în timpul desfășurării unei acțiuni au surprins în flagrant doi bărbați de 29 și 30 de ani din Roman, în momentul în care aceștia se sustrăgeau dintr-un imobil, având asupra lor bunurile sustrase din locuință. După efectuarea cercetărilor, polițiștii au luat măsura reținerii celor doi bărbați pentru 24 de ore, aceștia fiind prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Roman cu propunerea luării unei măsuri preventive. Hoții au furat din locuință bunuri în valoare de 5.000 de lei, respectiv un laptop, câteva obiecte electrocasnice și care au fost restituite de polițiști proprietarului. De asemenea, cei doi hoți aveau asupra lor ciorapi cu care și-au acoperit fața, un clește și o șurubelniță cu care au spart ușa locuinței. Arestați preventiv, aceștia vor fi trimiși în ștecată de către parchetul de pe lângă ștecătoria Roman și, cu siguranță, vor sta câțiva anișori la recoare, la Mititica, suficient timp pentru a medita la faptele lor.